Oamenii de știință au măsurat nivelul de anxietate a 500 de fumători înainte și după ce aceștia au încercat să se lase de fumat. Noul studiu face parte din programul NHS, un proiect în care fumătorii primeau pachete cu plasturi cu nicotină și trebuiau să vină la 2 întâlniri pe lună. La 6 luni de la înscriere, 68 dintre cei 491 de participanți încă se abțineau să mai fumeze și spuneau că sunt mai puțin stresați ca înainte. Mai mult decât atât, cei care au încercat să se lase de fumat și nu au reușit, aveau un nivel al stresului mult mai ridicat. Informația că fumatul te scapă de stres este universală și aproximativ incorrectă. De fapt, este invers. Fumatul poate cauza anxietate, iar fumătorii trebuie să știe și să înțeleagă acest lucru, a declarat unul dintre cercetătorii care au participat la acest proiect. Oamenii de știință cred că această confuzie a apărut deoarece unul dintre efectele care apar atunci când oamenii încearcă să renunțe la nicotină este nervozitatea. Astfel, fumătorii vor simți mereu această nervozitate până când vor pune din nou pe buze o țigară. Astfel, fumatul te ajută să scapi de stresul provocat de lipsa de nicotină, dar nu și de presiunea de zi cu zi.